Bun găsit, prieteni! Dacă sunteți în vacanță sau dacă vă faceți planuri de vacanță, este bine de știut că bagajele trebuie să ni le facem cu ceva timp înainte și mai ales trebuie să existe o listă de bagaje, pentru că se pare că aproape jumătate dintre cei care pleacă în vacanță uită tot felul de lucruri pe acasă. Și atunci e bine să-ți faci o listă din timp cu 2-3 zile înainte, bagajele tale, bagajele copilului. Și de ce spun cu 2-3 zile înainte? Ca în intervalul rămas să mai poți să adaugi, alte articole de care avea nevoie în această vacanță și pe care le-ai uitat inițial. Și vă spun asta din proprie experiență, s-a întâmplat să merg fără listă în vacanță de multe ori, după care m-am pregătit, să spunem, m-am organizat, e adevărat că mai mult de când s-au născut copiii, pentru a nu le uita ceva și n-am mai cheltui în vacanță, în destinațiile în care ajung, bani în plus aiurea pentru lucruri pe care le aveam oricum acasă. Și această listă, eu aș spune că este la fel de utilă ca în cazul cumpărăturilor, așa cum foarte mulți dintre voi sau ori vă faceți, ori v-ați gândit că trebuie să vă faceți o listă de cumpărături, este la fel de utilă și lista obiectelor pe care le puneți în valiză în momentul în care plecați în concediu. E valabil acest sfat, mai ales pentru vacanțele prelungite, de, să spunem, sejurul din timpul verii sau iarna, dar în general, chiar dacă vorbim despre destinații îndepărtate sau la noi aici în zonele apropiate în țară, la munte sau la mare, este foarte util. Aveți grijă, faceți-vă listă pentru bagaje, să nu uitați câte ceva. Vă pup și ne revedem mâine dimineață!